Zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răbitori, nedrepti și desfrânați, sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Păcatul strămoșesc a protopărinților noștri, Adam și Eva, n-a fost altceva decât o cădere din credință, din adevăr, din har și din lumină. Acest păcat a avut urmările sale credincioși, pentru că odată ce omul a pierdut adevărul și harul, iată că a intrat în el stricăciunea, boala, moartea, stăpânirea satanii și iadul. Grea boală. Urmările păcatului strămoșesc nu sunt doar niște urmări la nivelul moral sau la nivel juridic, cum spun unii. Căderea în păcatul strămoșesc a fost o cădere din har, zis credincioși. Și omul n-a făcut altceva decât să-și folosească greșit libertatea și prin alegere și prin voință, iată că iubirea a orientat-o nu către Dumnezeu și către aproapele, nici măcar către sinele său adevărat, ci iubirea a orientat-o pervertit către egoul său, către un sine fals și a început să se iubească pe sine. În momentul acela el a devenit trupesc. În momentul acela a pierdut asemănarea. Pierdând asemănarea cu Dumnezeu și întunecându-se chipul, iată că el s-a văzut întunecat, lipsit de harul Duhului Sfânt. Toată lucrarea de economie, de mântuirea neamului omenesc, n-a fost altceva decât iubirea lui Dumnezeu manifestată ca un părinte față de un fiu risipitor. O iubire care s-a manifestat până la jertfire, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dăruit pe unicul său fiu ca să mântuiască lumea. Care a fost căderea? Căderea a fost din har. Care a fost boala? Boala a fost pierderea harului. Cum se obține vindecarea și tămăduirea și ridicarea? Tot prin har. De aceea, iubiți credincioși, cu această duminică, prima din triod de această perioadă liturgică din anul bisericesc, cu această duminică a Vameșului și Fariseului, noi punem un început unui curs duhovnicesc, nu doar până la Paști, până la Înviere, nu doar până la Înălțare, ci până la pogorârea Duhului Sfânt. Pentru că dacă omul a pierdut Duhul Sfânt, doar Duhul Sfânt putea să-l restaureze pe om în sănătate, în vindecare, în sfințenie și în har. Deci, ca să înțelegem de ce astăzi părinții bisericii au așezat înainte de postul Sfintelor Paști această pericopă evanghelică cu Vameșul și Fariseul, trebuie să înțelegem căderea omului din har. Omul a căzut din mândrie, din neascultare și a pierdut energia duhovnicească, a pierdut lumina.
această lumină și acest har l-a obținut întreaga umanitate, l-a obținut întregul univers, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli la cincizecimi bisericioși. Atunci apostolii s-au restabilit în har, în asemănare și în lumină, devenind cu adevărat fii ai bisericii, trup din trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, trupul tainic, trupul mistic și trupul euharistic. Trupul tainic al lui Hristos este biserica. Și atunci, la cincizecime, iată că ei s-au îmbrăcat cu putere de sus, chip de lin de foc a venit peste ei și omul s-a văzut restaurat și reintegrat în legătura cu Dumnezeu. Dar, iubiți credincioși, ca să se ajungă la această lucrare a dobândirii Duhului Sfânt, care este scopul omului pe pământ, trebuie să parcurgem etape duhovnicești importante. Ca niște oameni care suntem responsabili, nu există responsabilitate mai mare pe fața pământului decât aceea de a fi creștin ortodox. Nu există demnitate mai mare decât aceea de a fi creștin ortodox. Adică fiul al lui Dumnezeu după har, nu există, iubiți credincioși, o societate mai înaltă decât Biserica lui Hristos, Biserica Ortodoxă. Și atunci scopul nostru pe fața Pământului este dobândirea Duhului Sfânt. Ca să ajungi la cinzecime, să dobândești Duhul Sfânt, trebuie să participi la toate elementele prin care a trecut Mântuitorul Iisus Hristos. Adică primești Duhul Sfânt de la treia persoană a Sfintei Treimi, dar trebuie să te înalți cu Hristos de la Pământului în cerul duhovnicesc. Nu te poți înălța dacă nu ai înviat. Și ca să învii cu Hristos, trebuie să fii în lumina cea adevărată. Veniți de primiți lumină, în lumina lui Hristos. Dar ca să învii cu Hristos, trebuie să treci prin moarte și înviere. Adică prin răstignire și prin asumarea crucii. Ca să îți asumi crucea, trebuie să ți-o asumi de la început și până la sfârșit, pentru că postul Sfintelor Paști nu este altceva decât un drum al crucii până la răstignire, înviere, 40 de zile. Iar după înviere nu sunt altceva decât 40 de zile până la înălțare, iar după înălțare încă 10 zile până la pogorârea Duhului Sfânt. Deci ca să ajungi la Duhul Sfânt, trebuie să treci prin înălțare, prin înviere, prin postul Sfintelor Paști. Postul Sfintelor Paști, care este un post de asceză, de nevoință, de lucrare duhovnicească, de adunare a minții în inimă, de la cele exterioare, la cele interioare, ca să ajungi la cele sfințite superioare. Dar ca să începi această lucrare, ai nevoie de o pregătire, de o atenționare pe care Biserica lui Hristos a așezat-o în trei etape. În biserică, iubiți credincioși, sunt trei trâmbițe, trei anunțări, trei strigăte de înțelepciune. Duminica aceasta, Vameșului și a Fariseului, a Fiului Risipitor, a Fricoșatei Judecăți, acestea sunt trei trâmbițe doar de pregătire pentru etapa de lucrare care este în perioada postului mare. Prima trâmbiță, aceasta a Vameșului și a Fariseului, ne spune nouă așa. A căzut omul din mândrie, din neascultare, a căzut din har, trebuie să se ridice prin ascultare și prin smerenie ca să dobândească harul Duhului Sfânt. Riscul cel mare este ca omul să se atașeze de formă și să uite fondul. Riscul cel mare este ca creștinul să plece, să pornească în perioada postului mare la tot soiul de forme exterioare de închinare, iar el să relase pe cele adevărate și spirituale. În sensul că se ocupă de tot ceea ce este ușor trupesc exterior, de ostenel trupești, iar în inima lui rămâne la fel. Dar toate ostenelile trupești și sufletești au ca țintă, vizează inima omului, pentru că acolo, în inima omului, s-a întâmplat, iubiți credincioși, căderea din har în centrul ființei sale. În pericopa de astăzi a Fameșului și a Fariseului, iată că lumea este împărțită în două, iubiți credincioși. Nici unul nu era bun. Unul credea că este bun și nu era bun, altul nu era bun pentru că era păcătos, dar Domnul dă o șansă, pocăința, căința și pocăința, iubiți credincioși.
la templu, în fața lui Dumnezeu, iată că vin doi oameni, adică întreaga umanitate. Vin doi oameni, unii care au din ceata păgânilor și a vameșilor, pentru că era acolo o măsură a păcatului. Vameșilor reprezentau o măsură a păcatului, a vameșilor și a păcătoșilor. Fariseul reprezenta o măsură a virtuții pervertite, o pseudo-virtute, zici credincioși, care este mai periculoasă decât păcatul autentic. Un păcătos autentic are mai mari șanse de îndreptare decât un pseudo-virtuos fariseu, care o viață întreagă se împopoțonează într-un mod artificial cu virtuți închipuite ale minții lui în fața lui Dumnezeu și vine cu nesimțire, cu nesimțire sufletească în chip de mulțumire. Vine acest fariseu în fața lui Dumnezeu, aproape de catapeteasmă, în fața tuturor, aproape de altar, vine și se așează el primul acolo și începe cu fariseismul lui, cu rugăciune. Nu de cerere, nu de iertare pentru păcatele lui, ci vine cu buzele și aduce lui Dumnezeu o rugăciune de mulțumire, un nivel înalt. Și vine acesta și mulțumește lui Dumnezeu. Dumnezeule, direct, Dumnezeule, cu tupeu, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru ce? Nu pentru că m-ai iertat de păcate. Nu că m-ai primit în casa ta. Nu că mi-ai dat șanse să vin să mă pocăiesc. Nu îți mulțumesc pentru că m-ai iertat și nu m-ai pedepsit pentru câte am făcut. Nu îți mulțumesc pentru toate câte ar trebui să-ți mulțumesc. Nu. Îți mulțumesc eu, Dumnezeule, pentru că nu sunt ca ceilalți fii ai tăi nenorociți și păcătoși. Eu îți mulțumesc că mă disociez de ei. Îți mulțumesc, Tată, că nu sunt ca fii ceilalți, ca niște netrebnici, vă dați seama ce rugăciune perversă din buzele lui, că nu sunt ca ceilalți oameni. Cine spunea, iubiți credincioși, că nu sunt ca ceilalți oameni? Cei din cercul strânt al tăierii împrejur, adică din poporul Israel, care aveau ca și vârf, ca și chip, ca și icoană, dacă pot spune așa, mincinoasă a neamului lor, pe farisei. Treapta cea mai înaltă, casta cea mai de sus în poporul Israel erau fariseii. Ei reprezentau, de fapt, ce? Imaginea lor de mulțumitor de sine, plin de sine. Și noi îți mulțumim, Doamne, stând în față, că nu suntem ca neamurile, nu suntem ca păcătoșii, nu suntem ca păgânii, nu suntem ca vameșii, noi suntem noi. Și îți mulțumesc, Doamne. Acesta era, de fapt, un vârf, zic că e din cioși de lance, a tuturor celor din neamul lui. Și a început, mulțumind Tatălui, lui Dumnezeu, să judece copiii lui, dar și unii și alții, dar toți ai lui. Că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepti și desfrânați sau cu acest vameș. Tocmai asta ești tu, ceea ce vezi, aia ești. Spui de la că e răpitor, deja ești răpitor. Spui că este nedrept, tu ești nedrept. Spui că este păcătos și desfrânat, tu ești mai desfrânat ca el, chiar dacă nu în trup, ci în suflet, în minte și în duh. Ești pervers. Spui că nu sunt ca acest vameș, tu ești mai vameș decât el, pentru că ești hrăpăreț în cele ascunse și tainice, chiar dacă tu păstrezi o formă impecabilă, exterioară, de om corect și drept. Tu, în momentul când te-ai raportat, deja ai căzut. În momentul când ai judecat, deja ești mai rău decât el. În momentul în care nu te mai vezi pe tine, vezi bârna din ochiul fratelui tău, vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău, pentru că ți-ai îndreptat mintea și privirea către el. Și apoi începe să-și argumenteze starea, după ce i-a osândit direct. Nu doar că i-a judecat, a osândit direct pe toți ceilalți, ca ceilalți oameni. A început să-și susțină starea. Cu ce? Cu mărunțișul, iubiți credincioși. Așa face fariseul. El nu le face pe cele profunde. El nu le face pe cele grele. El nu le face pe cele importante. El trăiește tangențial cu legea. Pentru că Domnul spune pe acelea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați. Pe cele despre care Domnul spune să nu le lăsați, pe acelea le pune
ca principii, vezi că din ce toarnă valorile și pune detaliile ca principii și spune: eu postez de 2 ori pe săptămână, dau 10 iale din toate câte câștig. Dar ți-am cerut eu așa ceva? Te-am întrebat eu pe tine așa ceva? Ce vei tu cu lucrurile astea care pe tine te interesează? Nu mă interesează pe mine ca Dumnezeu postul tău. Nici nu mă interesează de 10 iala ta. Nu mă interesează nici de rugăciunea ta. Pe mine mă interesează de inima ta. Dă-mi, Fiule, inima ta, spune Bunul Dumnezeu. Alea sunt instrumentele tale. Le poți scorni și inventa pe toate. 10 iala din izmă, din chime, din mărat, mă interesează pe mine ca Dumnezeu. Astea le-am lăsat în poporul meu ca să le mișc un pic voința față de iubirea de aproape și iubirea de Dumnezeu cu cele mai mărunte. Dar ți-am cerut altceva. Să nu ai inimă vicleană. Ți-am cerut să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Ți-am cerut să fii simplu. Ți-am cerut să ai inimă curată. Ți-am cerut să cinstești pe Dumnezeu așa cum trebuie să-L cinstești. Și uite că tu, fariseule, nu le faci pe astea. Dar în schimb stai în față, în schimb stai țantuș, în schimb te popotonezi, în schimb le amplifici. Ai mutat și tu o picătură din ceva, de să știe tot satul. Ai făcut și tu ceva mărunt, te dai mare la toți. Ai făcut și tu o virtute, o împânzești peste tot, ascunzându-ți în felul acesta lucrurile cele mari pe care nu le faci. Și atunci, vezi că dincioși, Domnul Dumnezeu îl pune în altă lumină pe acest vameș. Vameșul, vameș. Vameșul, tâlhar. Vameșul, păcătos. Vameșul, ca vameș. Dar spune așa, acest vameș nu a stat în față, a stat în spate, arătând smerenia lui, pocăința lui, arătând umilința lui, n-a deschis gura, n-a îndrăznit să-L numească pe Dumnezeu, nu a stat drept, nu s-a înfățișat. Și El s-a pus acolo în spate și vezi că dincioși, dincolo de a sta în față și a sta în spate, în biserică, eu vreau să vă spun de o stare interioară, pentru că poți să stai în spate și să fii fariseu, poți să stai la mijloc să fii fariseu, poți să stai în altar și să fii fariseu. Poți să stai în altar, la mijloc sau în spate sau la vara bisericii și în atitudine să fii vameș, ca pocăință. Nu contează locul și forma, ci contează atitudinea interioară. Și acest vameș, zis că e vincioș, nu îndrăznea să-l ridice ochii la cer, pentru că el stătea așa, adunat în sine, în inima sa. Și își bătea cu pumnii, cu palmele, pieptul său. Pieptul, zis că e vincioș, este locul inimii. El acolo țintea, în inimă. Vameșul unde țintea? În argumentația rațională în fața lui Dumnezeu și spunea: Doamne, eu am făcut, am dres și a început să le enumereze. Acesta n-a zis nimic. A stat și lovea în inimă. Își bătea pieptul său și zicea: scurt, Dumnezeule, milostiv, cu mie păcătos. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește. Scurt. Și Domnul spune, vă spun vouă, că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela. Adică s-a căit și s-a pogorât, s-a întors, a făcut un bohot. A venit la casa sa, a venit în templu, s-a căit de toate ale sale și acolo a primit binecuvântare de la Dumnezeu și s-a întors, se zice, credincioși oameni, prin căință și pocăință la casa sa, a primit cercul și s-a îndreptat, mai îndreptat la casa sa decât acela. Asta nu înseamnă că el s-a mântuit, asta nu înseamnă că s-a îndreptat, ci mai avea de lucrat. S-a întors mai îndreptat, un pic mai bine decât a venit. Pentru că oricine se înalță pe sine, se va smeri, iar cel care se smerește pe sine, se va înălța. Aici e lucrare, credincioși. Înălțarea într-o smerenie și căderea într-o mândrie. Închipuiți-vă un spital. Ce este biserica? Spital după Duhovnicesc și Trupesc. Închipuiți-vă un spital în care doctorul sufletelor și a trupurilor așteaptă pe bolnavi. Domnul Dumnezeu. Și acolo vin bolnavi, care mai de care cu diferența lor. Dar fariseii nu sunt altceva decât bolnavi care se văd bolnavi. Ei nu au nicio problemă. Ei vin la biserică ca drepții, ei n-au păcat. Ei vin la biserică cu problemele rezolvate. Mai au ei câteva mărunțișuri pe care le spun ei cu lacrimi la taina spovedanii.
Îl vede în taina spovedanei că plânge, de zici că îi se rupe sufletul pentru niște fleacuri. Dar pentru faptul că rănește pe fratele său, pe aproapele său, pe cel din familia sa, pe mai marele său, că rănește în continuu, taie cu cuvântul, cu gestul, cu atitudinea, cu jignirea, cu privirea, nu-l doare, nu-l interesează, nu simte nimic împietritul. Dar el se căiește și plânge că n-a postit cu ulei, că a băut un pahar de apă după ora 12, că nu și-a făcut rugăciunile atât cum ar fi vrut el, că n-a postit fariseii. Credincioși, nu sunt mai de plâns decât acești bolnavi farisei din biserică care le amplifică pe acestea. Și atunci aș putea să vă spun fără de seară aceste nuanțe și aceste aspecte particulare despre fariseismul care se vede în biserică peste tot. Și atunci fariseul, iubiți credincioși, era bolnavul care venea la spital și vine la spital și el nu vine ca să-și dezvăluie boala. El nu vine ca să-i se vadă în lumina lui Hristos păcatul ca să se vindece. El nu lasă pe doctor să pună degetul pe rană. El nu vine să parcurgă etapele vindecării. El nu vine conștient că are ceva de vindecat. Nu, iubiți credincioși. Era unul care venea la biserică în continuu și mereu spun lucrul acesta că este din realitate. Și venea la biserică și tot timpul cădea, se ridica și în continuu se străduia. Altul nu venea la biserică deloc, dar îl judeca pe acesta că vine la biserică. O nimerit la slujbă, după zeci de ani, exact la această pericopă evanghelică a Varului și Fariseului. Când a ajuns acasă, ce credeți că a zis? Și că abia acum am înțeles și eu predica asta. Toată lumea minunată. Cum adică a înțeles cel care era mândru și nu venea la biserică? Ci că am înțeles și eu. Uite-l pe ăsta, merge de atâția la biserică și e un fariseu, n-a înțeles nimic. Deci el, fariseu, spunea despre vameș că e fariseu, iubiți credincioși. Și el se vedea drept, nici măcar vameș, nici măcar fariseu. Nebunie pură. Și atunci, prima lumină pe care o dă Dumnezeu un om, e aceea de a-și vedea păcatul său. A-ți vedea păcatul înseamnă a scăpa de fariseism la un prim nivel, că fariseismul acesta e foarte periculos și foarte ascuns. În perioada care urmează, începând cu duminica aceasta, sunt perioade de pregătire, cu harți, cu mâncare de dulce, cu mâncare de post, iarăși miercurea și vinerea post, iarăși săptămâna brânzei. De ce? Ca Biserica lui Hristos, ca părinții bisericii, să vă obișnuiască, pe iubiți credincioși, cu trecerea pentru postul astfel al postului. Nu vrea Dumnezeu să postiți, ci vrea să dobândim smerenie în urma postului. Nu vrea Dumnezeu de la voi să vă rugați non-stop, ci vrea smerenie în urma rugăciunii. Nu vrea jertfe exterioare, milă voieți, iar nu jertfă. Asta le facem noi ca instrumente de lucru. Și vrea smerenia din urma la toate acestea. Și atunci învățați să vă smeriți cu mâncare de dulci. Învățați să vă smeriți cu mâncare de post. Învățați să vă smeriți rugându-vă mult sau puțin. Învățați-vă să stați în starea de prezență, de smerenie și de trezvie continuă în fața lui Dumnezeu, iar toate celelalte sunt instrumente de lucru. Dar dacă le faci pe toate, tu ești un înfoiat în mintea ta. Ești un mândru care pe toți îi rănești prin cuvânt, prin atitudine și nu vezi nimic în jurul tău, ci te gândești doar la interesul tău, ție să-ți fie bine, tu să fii pe primul loc, tu să ai confortul, nu cumva să-l ajut să susții pe fratele tău pentru că ți-ai pierdut confortul și echilibrul tău, nebun și orb și farisei. Mare atenție, iubiți credincioși! Acest cuvânt, în fel și chip, îl spunem ani de ani, de zeci de ani, în fel și chip, predică cu predică. Durerea cea mare este că după ce se pleacă de aici, spune ce bine a mai spus părintele. Despre cutare era vorba, nu despre noi. Nebuni și orbi și farisei, iubiți credincioși. Să stăm într-o stare de introspecție, într-o stare de atenție. Dar în primul rând, dacă îl rănești pe fratele tău care îl vezi, gândește că îl rănești pe tatăl lui și pe tatăl tău care nu îl vezi. Dacă nu îl odihnești pe fratele tău care este trup ca tine și îl vezi și nu îl simți că ești nesimțit, n-ai cum să îl simți pe cel care este mai presus de orice lucru trupesc și pământesc.
Dacă tu în jurul tău faci prăpăd, te-ai întors în stânga, ai tulburat, te-ai întors în dreapta, ai tulburat, ai făcut un pas înainte, ai rănit, gândește că n-ai cum să-L odihnești pe Dumnezeu în inima ta. Dar dacă biserica, adică toate aceste ființe, toate aceste creștini, sunt mădulare ale trupului Hristos, când ai pus degetul pe El, care spui tu că este păcătos și L-ai rănit, ai amplificat durerea în rana lui Hristos. Când ai odihnit pe aproapele tău, n-ai făcut altceva decât să oblojești rana lui Hristos. Dacă ai pus un cuvânt rău în fratele tău, ai băgat încă o dată o suliță în rana lui Hristos. Nu este de glumă. Și după ce tot rănești în stânga și în dreapta, chiar în drumul tău către biserică, chiar în drumul tău de la intrarea monastirii și până în altar, până în fața altarului, dacă tu rănești în continuu, cum crezi tu că Tatăl celor răniți te va asculta pe tine în rugăciunile tale insistente, egoiste și prostești, în care tu îl consideri un datornic pe Dumnezeu? Cum făcea acest fariseu: Doamne, am postit, trebuie să mă ajuți, m-am rugat, trebuie să mă ajuți, am făcut donații, trebuie să mă ajuți, am venit la biserică, la masluri și am făcut locale, trebuie să mă ajuți, ești dator, nu sunt un dator față de tine, tu trebuie să te comporți și când ai făcut cele mai mari virtuți, ca un datornic, și nu ți-ai făcut decât datoria față de Dumnezeu și atât. Dar nu uitați cuvântul părinților: de la aproapele este ridicarea, de la aproapele este crederea. Nu l-a supărat pe Dumnezeu mai mult decât faptul că acest fariseu și-a spus el virtuțile lui, ce zecial a mai dat el, ce rugăciune a mai făcut el, a iertat Dumnezeu, lasă-l în pace că e prost, atâta poate. Dar l-a supărat când a zis: eu nu sunt casă. În momentul când spui și când rănești pe cel de lângă tine și nu ești atent, îl superi pe Dumnezeu și a intrat în starea de fariseu. De aceea, iubiți credincioși, nu vă recomand în postul acesta care urmează decât să mergeți pe vârfuri. Asta vă recomand. Să mergeți pe vârfuri. Pe vârful picioarelor duhovnicești. Mare atenție cum te comporți cu cel de lângă tine. Nu-l judeca, nu-l osândi, nu-l răni, nu-i mai dau un pumn în cap, ci fă cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, acoperă-L cu mantia ta și Bunul Dumnezeu te va acoperi cu harul tău. Amin.